Un incident a fost înregistrat vineri noapte când un individ din Rădăuți l-a atacat cu o sabie și l-a tăiat la o mână pe un alt tânăr, iar apoi a încercat să devasteze terasa unui club din localitate. Bărbatul a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru tentativă de omor. Sâmbătă noapte, polițiștii au fost sesizați despre alte 5 scandaluri izbucnite în discotecile din județ. La Hânțești, două grupuri de scandalagii s-au bătut cu săbii și cioburi de sticlă până când au fost despărțiți de polițiști. Două persoane au ajuns la spital, iar unul dintre tineri a petrecut noaptea în arestul poliției. În alte două cazuri din Fălticeni și Preutești, polițiștii au fost solicitați să intervină după ce doi tineri au fost atacați cu cuțite, sticle sau alte arme albe. Într-un alt caz, din comuna Dumbrăveni, un tânăr de 17 ani a fost bătut de consăteni în parcarea unei benzinării. În toate cazurile, polițiștii au deschis dosare penale și fac cercetări pentru stabilirea vinovaților. În weekendul ce a trecut, polițiștii suceveni au desfășurat activități specifice de cercetare a 4 conflicte spontane apărute între diverse persoane sau grupuri de persoane în baruri sau discoteci, majoritatea pe fondul consumului de alcool. Victimele agresiunilor nu au suferit leziuni grave, unele dintre acestea fiind deja externate din unitățile medicale. În toate cauzele semnalate, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de ultraj contra bunelor molavuri și tulburare ordinii publice, loviri sau alte violențe sau port ilegal de armă.